Iubiți credincioși, astăzi vă voi aduce la cunoștință câteva cuvinte despre postul și despre importanța, semnificația și importanța postului pentru noi creștinii ortodoxi. S-a trecut deja postul Sfinților Petru și Pavel, dar este necesar să aducem la cunoștință câteva idei așa despre postul, să vedem ce lucruri, niște lucruri elementare care țin de o perioadă foarte importantă din viața noastră a creștinului ortodox, și anume perioada postului. Trebuie să reținem de la început că postul a fost rânduit încă din rai. Atunci când Adam și Eva au fost izgoniți din rai, anume pentru faptul acesta că n-au putut să înfrâneze, fiindcă Dumnezeu le-a spus să gustați din toate roadele, numai din pomul binei și a cunoștinței să nu gustați, căci veți gusta din moarte și veți fi izgoniți din rai. Iată de ce au dat dovadă de păcatul acesta al lăcomiei. Vasile cel Mare, unul din marii scriitori și ierarhii ai bisericii noastre ortodoxe, arhiepiscopul Cezarei Capodociei, spune foarte frumos, se întreabă, ce este postul? Și iată, tot el răspunde, zice că postul este mintea trează și sufletul sau inima curată. Arhimandritul Ilie Cleopa, mulți care mergeau la el la sihăstrie, acolo la mănăstire, îl întrebau, oamenii deci se tânguiau așa, că nu au posibilitate să postească, greutăți în familie, la servici, așa mai în societate. Și atunci părintele Cleopa le dădea un răspuns foarte înțelept și spunea, oameni buni, postiți de bunăvoie, că o să vină timp, că o să postiți de nevoie. Postul nu se ține din laudă sau din mărire, sau să ne lăudăm cu lucrul acesta. Postul deci este un exercițiu atât pentru suflet, cât și pentru sufletul nostru. Postul este înfrânarea de toate mâncărurile sau la caz de boală, numai de unele, de asemenea de băuturi, de toate cele lumiri, de toate cele rele, pentru ca creștinul să-și facă rugăciunea lui mai cu înlesnire și să fie milostiv Dumnezeu. Încă și pentru a ucide poftele trupului și a primi harul lui Dumnezeu, adică puterea lui Dumnezeu. Postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a foptelor trupului, de întărire a voinței, o formă de pocăință, un mijloc de mântuire, cât și un act de cult, de cinstire a lui Dumnezeu. El este o jertfă, adică o ofrandă, o renunțare de bunăvoie. Adică nimeni nu ne impune ca să ținem postul. Postul, deci îl ținem din toată inima noastră, este o jertfă pe care noi aducem lui Dumnezeu. Atunci când îl ținem ca să fim din obligație, așa, deci nu mai este postul adevărat. Și aici trebuie să facem o remarcă. Mulți din creștinii noștri, deci nu înțeleg sensul adevărat al acestui cuvânt sau acestei perioade, și anume postul. Postul adevărat, deci, este constituit din postul alimentar, îmbinat cu postul duhovnicesc sau sufletesc. Este o renunțare, postul de bună voie, la ceva care nu este, ne este îngăduit, izvorâtă din iubire și respect pe care îl avem față de Dumnezeu. Este important atât postul alimentar cât și cel duhovnicesc. Un lucru pe care l-am observat în perioada, deci când păstoresc, de când sunt în cler, deci sunt preot, și anume, mă întreabă uneori creștinii, părinte, eu n-am postit niciodată. Aș putea să țin perioada când se începe, de exemplu, un post, fie mai lung, cum e postul Paștelui, sau mai scurt, așa cum e postul Sfintei Marii, și atunci sfatul meu este așa, cel care n-a ținut post niciodată, deci niciodată nu o să recomand să țină tot postul, adică de la început și până la sfârșit, fiindcă este imposibil lucrul acesta. Și postul, deci v-am spus că este, ceva mai sus, am menționat că este un exercițiu, este ca un sportiv care merge la antrenament și zi de zi antrenează pentru ca să alergi, de exemplu, 5 sau 10 km. Dacă îl pui să alergi fără antrenament, fără încălzire, 50 km, vă spun sigur că el nu mai ajunge la finalul probii sportive respective. Așa este și postul, deci.
Nu putem să impunem la unul care lucrează, de exemplu, cu munci grele la câmp sau la, în construcții și să țină deci toată perioada șasea postului așa pe toată rânduială, pe tot tipicul, fiindcă nu se poate lucrul acesta să-l facă. Dar așa, de la post la post, consultându-se cu preotul duhovnic, de aceea este preotul duhovnic care îl mărturisește pe creștin și dă anumite sfaturi utile pentru ca să poată trece perioada aceasta a postului. Postul trebuie ținut din dragoste, deci, și nu ca o pacoste. De multe ori creștinul, îi aud pe ultimii creștini spune așa, o, Doamne, iarăși s-a început postul, sau iarăși vine postul. Deci postul pentru noi trebuie să constituie o adevărată bucurie. Orice aducem lui Dumnezeu, am menționat mai sus, este o ofrandă, postul pentru Dumnezeu. Deci orice ofrandă se aduce jertfă lui Dumnezeu, se aduce din toată inima noastră, din tot cugetul nostru, toată ființa noastră, deci cu toate mădularele noastre, dar deci nu din silință, nu din impuș de nimeni. Postul folosește atât sufletului cât și trupului, pentru că întărește trupul și ușurează și curățește sufletul nostru de păcatele noastre, de patimile noastre. În Vechiul Testament, dacă citim Sfânta Evanghelie, deci deschidem Vechiul Testament, găsim acolo mai multe capitole despre semnificația postului sau anumite îndemnuri de a ne reține de anumite mâncăruri. De exemplu, în capitolul la Ieșire, unul rege, la înțelepciunea lui Iisus Sirach, la Isaia, Deuteronom, judecători, deci găsim menționat toate aceste lucruri. Mântuitorul însuși a postit 40 de zile, deci în pustiul carantaniei, înainte de a ieși la propovăduire, la propovăduirea Evangheliei. Lucrul acesta îl găsim în capitolul de la Matei și Luca. Ne învață cum să postim, iarăși în capitolul Matei. Diavolul poate fi izgonit cu poștul rugăciune. Vă aduceți aminte atunci când săvârșește una din minunile, îl tămăduiește pe bolnavul mut și surd, cel bolnav merge la ucenicii lui Iisus Hristos, dar n-au putut ca să-l vindice. Și atunci, după ce Iisus Hristos îl tămăduie pe cel stăpânit de un duh mut și surd, deci îl întreabă ucenicii deoparte pe Iisus Hristos, învățătorile, noi de ce n-am putut să-l tămăduim pe acest bolnav? Și atunci Iisus Hristos le răspunde foarte frumos, că acest soi de diavol, deci poate fi scos din om numai prin mult post și rugăciune. Sfântul Ioan Gură de Aur, unul din mari ierarhii ai bisericii noastre ortodoxe, arhiepiscopul Constantinopolului, foarte frumos ne vorbește și el despre semnificația și importanța postului. Postul potolește zburdărnicia trupului, înfrânează poftele cele nesăturate, curățește și înaripează sufletul și îl înalță și îl ușurează. În final, iubiți credincioși și iubiți telespectatori, vă voi da citire cuvintelor spuse de Sfântul Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, care spune foarte frumos despre următoarele cuvinte despre semnificația și importanța postului. Citez. Postiți, arătați-mă prin fapte. Cum? Devedeți un sărac, aveți milă de el. Un dușman, împăcați-vă cu el. Un prieten înconjurat de un nume bun, nu-l invidiați. O femeie frumoasă, întoarceți capul. Nu numai gura și stomacul vostru să postească, ci și ochiul, și urechile, și picioarele, și mâinile voastre, și toate mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate, picioarele nealergând la priveliști urâte și în cale păcătoșilor. Ochii neprivind cu ispitire în frumusețele străine. Gura trebuie să postească de sudarmi și de alte vorbiri rușinoase. Amin.